Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru. Bun venit! Fiecare cuplu se antrenează, mai mult sau mai puțin, în a deveni rezilient. O abilitate care se dobândește. Chiar există și cursuri de perfecționare. În aceste vremuri în care rolul emblematic al actorului român este acela de supraviețuitor, am invitat un cuplu rezilient. Actori care se adaptează într-o manieră pozitivă la situația actuală, nefavorabilă, potrivnică, ostilă. Cum se dobândește reziliența în cuplu și în meserie ne învață Monica Davidescu și Aurelian Temișan. Bun venit! Hai că am găsit, mulțumim pentru asta invitație. Cu reziliența, la tot e la ce modă. Prezentare ne-ai făcut? Zici că suntem cel puțin profesori. Da. Mentori! Ar trebui să fiți mentori în reziliența cuplului, da. Nu? Pentru că rezistați pe piață, Doamne, cum sună asta. 26 de ani, oricum, de 26 de ani vă cunoașteți, nu? Da, de 26 de ani ne cunoaștem. Mulți înainte. 11 ani de furci caudine, da. Până la momentul căsătoriei și de atunci furci 15 caudine. Ani de... Da. Iar mâine e o zi importantă pentru voi, da. Pentru că acum 11 ani tu, Monica, deveneai mămică. Da. Și eu tătic. Și tu, da, uite, m-am uitat mai mult la... Am stăruit mai mult cu privirea. Pentru că, nu mai știu, ai născut normal? Da. Tu nu erai acasă? Eu nu eram, știu că acasă, nu erai. Normal. Nu eram, eram, eu eram normal, dar nu eram acasă. Eram într-un festival de copii, eram președinte de juriu la Cernavodă. Mi-aduc aminte că acum, că am primit vestea la prânz de la Nașa. Nașa ți-a dat vestea. Nașa m-a sunat și mi-a zis, finule, felicitări, ai o fetiță. Și nu știam cum să nu le spun celor de la festival, că era cu o televiziune, era cu Viorel Gavrilă, prietenul meu, și am zis să nu stric surpriza până, adică să stric, să nu văd divulgi, această bucurie, da, până da, când da, nu o trăiesc eu, da, 100%. Am înțeles. Și m-am fofilat, am întrebat ce trebuie să facem la ora 7 când începe gala și nu înțelegem de ce la 7 nu începem la 1 la prânz. Păi trebuie să dăm premiile, că era gala de premiere, trebuie să dăm premiile și tu vei da premiul președintelui juriului. Zic, n-aș putea să începe cu premiul ăsta, că aș vrea să mă duc totuși la Monica. Dar ce face? Monica e bine, a ieșit prin parc, se plimbe, Monica născuse. Dar n-am vrut să le spun. Da. Și am ajuns, ceea ce nu faceți ca mine, am ajuns într-un timp record de la Cernavodă, de la Maternitate 1, în București. La Giulești. La Giulești. Și când mi-au pus copilul în brațe, mi-au zis, aveți un copil foarte frumos, și când m-am uitat la el, am zis, ce frumos mințiți, Doamne. Am văzut așa o chestie care urla și care schimba culorile de la mov, la maro, la negru, la... Făcuse icter verde și era sub lupă. Era... Oh, Doamne, da. Verde. Era ea. Iată verde. Că mâine se fac 11 ani de la acel la moment. Ani. La mulți ani, să fie sănătoasă, să-și îndeplinească visele și să vă bucurați împreună. Dar spune-ne, Aurelian, când ți-ai dat tu seama... Când ai conștientizat că Monica este o fată tare de cuget, că te poți baza pe ea, care forța interioară, cred că la că câteva luni răzbate. După ce ne-am cunoscut. La câteva luni? Da, la doar câteva luni, pentru că eu când am cunoscut-o, dau un pic din casă, dar atât cât să nu afecteze. Ia zi tu, dragul meu, asta spune ea prin poziția pe care a adoptat-o. Eu eram încă rănit sentimental, am cunoscut-o pe Monica, am stat așa într-un du-te vino să văd dacă mai e cazul să mă mai duc spre unde am fost și căutam liniștea, dar nu o găseam și la un moment dat am simțit că de sus mi se spune, vezi că ai lângă tine ce trebuie, nu mai trebuie doar să deschizi ochii. Și asta se întâmpla la nici jumătate de an, la 3-4 luni după ce ne-am cunoscut și de atunci mi-am dat seama că e cazul să fiu un pic mai atent cu tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, nu da, să da. Fiu doar ceea ce îmi doream să fiu, ci să da. Fiu ceea ce eram, de fapt, și să iau situația ca atare de acolo. Să dau un T0 și să încep de acolo o relație. Ia uite, o poză, nu? Este chiar din 95, este una din primele noastre poze împreună. Noi ne-am cunoscut în ianuarie 95, asta e din decembrie 95. Și tu te-ai prezentat chiar ca fiind soțul, nu? Așa a fost cu cântec chiar la prezentarea acelui... Nu, eu am scris așa într-o postare. Așa, într-o postare. Păi și noi să nu credem? Eu am scris a fost postare. Aproape. Sâmburele este foarte adevărat. Ea a venit la mine să mă întrebe, cum vrei să te prezint? Ea prezentând un program într-un local de cabaret, un program de cabaret. Și era prima oară când ne vedeam, bună, Monica, sunt Aurelian, cum vrei să te prezint?
simplu, trei cuvinte, Aurelian Temișan, Mamaia 89, cum vrei tu, Billy Joe King, era marele pistolat. Știu pe cineva care se uită acum la televizor și căreia nu i-a plăcut niciodată această melodie. Salut, Joey. Așa. Dar eu am scris în postare așa, dacă aș fi știut ce urmează să se întâmple și că ajungem să ne căsătorim, atunci când ai venit să mă întreb cum să te prezint, aș fi spus simplu, prezintă-mă așa, trei cuvinte. Soțul meu, Aurelian, viitorul meu soț. Da. Dar, Monica, tu când l-ai cunoscut pe Aurelian, ai simțit că el este mai răsfățat decât ai fost tu? Tu ai fost rezilientă de mică și nu știai? Ai simțit așa că e mai... Vezi, era o diferență alintat. Destul de mare. El era pe mare val. Doar de centimetri era destul de mare înălțimea. Ăsta diferența. Artist de deja cunoscut. Cu mai multe apariții la televiziuni și în foarte asta multe la o parte, spectacole. Celebritatea lui, zic, dincolo de celebritate, cum l-ai simțit tu așa, ca suflet? Dincolo de aparențe. În momentul în care am făcut cunoștință, mi-am zis că o să fie un artist cu nasul pe sus, așa, mai greu de abordat. Zic, măcar să nu spun vreo prostie despre el și să îmi zică după aceea, vai, că de ce mă prezinți așa? Eu vreau, în general, să am o relație bună cu colegii de scenă. Mm-hmm. Și zic să-l întreb înainte de a-l prezenta. Bună, eu sunt să mă prezint, e prima dată când lucrăm împreună și cum ai vrea să te prezint dacă ai vreo pretenție. Știam că, în general, artiștii își doreau să mai spună despre ei că a venit dintr-un turneu, că pleacă în altul, a lansat o nouă melodie. Să se promoveze. De altfel, în perioada aceea... Deși plecam des, dar nu-mi plăcea să fac promovare într-un bar de noapte la ceva ce n-avea nicio legătură cu ei. Da, spectacolul meu de la Satul Mare. Na. E adevărat, dar în perioada aceea foarte mulți artiști își câștigau astfel existența. Lucrau în spectacolele de noapte din baruri sau restaurante. Da. Era o modă. Era o modă și era plin, chiar era plin. La grădinile de vară, iarna în restaurantele închise și întotdeauna erau super programe. Programe pe care după aceea eu am prezentat astfel de programe, cred că aproape 10 ani. Am și dansat, că am început ca dansatoare într-o trupă de dans. De altfel, tu știi asta, că am mai povestit la tine. Și publicul știe. Și publicul știe. Dar și după aceea, toate aceste programe pe care le-am prezentat de-a lungul timpului și oamenii cu care m-am întâlnit în aceste spectacole, au devenit oamenii programelor de televiziune, programele de divertisment, care îmbinau și muzică. Vezi ce frumos și a plecat de la subiectul. Da. Văd. Și note de subsol, divagații, paranteze, orice, numai ce am întrebat-o nu-mi răspunde. Inițial, deci era mai alintat? Nu. Da, era ai simțit alintat, că era răsfățat? Bineînțeles că toată lumea îl răsfăța ca pe o vedetă, eu eram la muncitor, știi? În partea de... Și tu nici nu știi lucrul ăsta, nici nu știai. Nu știu, în partea cum de se organizare, ea, în partea de susținere a show-ului, eram cumva mâna dreaptă a lui Justinian, poate se uită și Radu, care de altfel ne-a făcut cunoștință și ne-a adus împreună în acel spectacol. Noi îi spunem așa, nașul nostru spiritual. Chiar am lucrat cu el la Ucin, Gala Ucin, de curând. Exact, de curând. Da. De puțină vreme. Dar când ți-ai dat tu seama așa că el este omul pe care te poți baza și cu care poți merge înainte, în viață, cât a trecut? Uite, el în câteva luni a spus că și-a dat seama că tu... ești de bine, forță. Că mi-am dat seama una, dar nu visam. Adică, dacă m-ai fi întrebat la vremea aia, tu crezi că vei rămâne cu fata asta? Tu crezi că vei o stensori? N-ai nu credeai lucrurile. N-ai de unde, nu. Eu, până la urmă, și asta e o loterie, dar e o loterie un pic altfel. Sunt niște energii, astre, alte legături pe care nu ai cum să le știi, dar care, dacă sunt scrise, ți se vor întâmpla. Iartă-mă, Monica. Da, bine, nici eu n-aveam de unde să știm că o să rămânem cine împreună sau că... Dar în momentul în care a fost puțin mai mult decât relația profesională și că începeam să simt puțin mai mult, a început să mă duc acasă seara. Așa. A zis că drumul lui trece prin fața și blocului meu. Era aproape, ea stătea în... În Mihai Bravo Ploiești și el și în eu stăteam în, la Giurgiu, cum ar veni. Da. Și tu știai lucrul ăsta? Nu știam. Pur și simplu m-a dus de câteva ore acasă, eu rămâneam să mă ducă mașina de la restaurant.
Și bineînțeles că mașina ducea mai multe persoane, deci făceam o oră jumate până acasă, până ajungeam. Aveam grijă de timpul ei, da. Pentru că și așa era scurt, dimineața era la facultate, până după amiaza când termina, după aia învăța și seara venea la bar. Stătea până la două noapte la bar ca să prezinte ultimul moment din spectacol, respectiv Așa, care zice ea că eram cel mai important de acolo. N-am reușit să rezist și chiar zis, foarte mult. Am zis, hai să duc fata acasă, că tot e în drumul meu spre drumul meu. Deci am ajuns cu o oră mai devreme acasă, ceea ce însemna enorm pentru timpul ei și așa scurt. Da, primul an de facultate a fost foarte greu pentru mine, pentru că munceam noaptea ca să-mi câștig existența prin prezentarea acestor spectacole, iar dimineața eram încă de la prima oră la teoreticele care începeau la ora 9. Sunt uneori așa la teoretice, la estetica teatrului, eram un pic... Despre ce se vorbește? Mă rog, și domnul Sir Toby, domnul Toboșaru, avea un limbaj mai special, Dumnezeu să-l odihnească. Dar ne-am împăcat foarte... Dar te vedea, foarte... te vedea că e... Mă vedea, iar eu eram persistentă, pentru că mi-am dat seama că nu-i înțeleg limbajul și zic, e clar, eu am multe lacune, trebuie să mă duc pe la bibliotecă, să mai iau câte un dicționar, că începea cu... stimate cariatide, efebi, studenți, cariatide, efebi. Stai puțin, stai, deci, e prea de dimineață. Încă avea muzica în urechi, la ora 3 abia mă culcase, îmi zic ce, cum, care. Și am zis, măi, n-am ce să pierd dacă mă duc la fiecare curs. Și n-am fost singura care nu a înțeles tot, pentru că dacă la primul curs am fost foarte mulți, la următorul au fost mai puțin, la următorul și mai puțin, până când la un moment dat am fost doar eu cu dumnealui. Serios? Doar noi doi, da, și ne-am împrietenit. Și bineînțeles că mi-a zis, scrie ce-ți spun eu, mi-a scris, am scris o jumătate de pagină, dă-le tu și colegilor tăi, că poate au fost obosiți. Totdeauna conștiincioasă, nu? Tu nu renunți. Da, nu lipsea nici la recreația mare. Nu renunț. Ea la recreația mare era prima, nu lipsea niciodată, n-ai văzut așa ceva. Dar, Aurelian, ai un model, ai avut vreun model de cuplu? Da. Cine? De la noi, un cuplu care există și astăzi și căruia îi mulțumesc că există, că a fost și este un model pentru noi, Leana Stana Ionescu cu domnul Andrei. Dar trebuie să-i salutăm pentru că se vor uita la noi. Se uită chiar acum, da, nu? Da. Se uită chiar acum. Îmbrățișăm și le urăm multă sănătate. E unul din cuplurile de vis pe care le admir, pe care le admirăm și pe care îi iubim cu adevărat și cu toată inima noastră. Și de afară sunt Spencer Tracy cu Hepburn. Sunt o grămadă de cupluri deci care au rezistat în timp. Pentru că Monica, să știi că mai am un cuplu care mă inspiră și mă inspir mult de la doamna Viviana. Doamna Viviana și domnul Dinu Săraru. Ce frumos. Și pe dumnealor îi salut. Sper să se uite la televizor. Vă pupăm, vă multă pupăm sănătate. Și vă iubim. Da, frumos. Da, pentru că sunt împreună și dumnealor de foarte mulți ani, mai mulți decât știu eu. Și am învățat multe lucruri de la dumnealor. Cel mai important lucru, uite, ai fost foarte aproape și ești aproape de aceste cupluri longevive, personalități puternice din cultura românească. Știu că la un moment dat am făcut o ediție specială cu Monica astăvară. Pentru despre... Astăvară, acum câteva luni, în care ne-a povestit despre Gheorghe Dinică, despre cuplul nemaipomenit al maestrului Marin Moraru cu Lucia Moraru și multe alte lucruri întâmplate, nu, pe care tu le-ai petrecut cu maestru Beligan. Da. Câte lucruri te-au învățat ei și câte lucruri ne-ai aflat, nu, de la... Aici ce să spun, cred că trebuie să spun mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că atunci când îți proiectezi că îți dorești niște lucruri, nu știi cum să ajungi pe drumul acela, Dumnezeu mi-a dat parte de aceste mari întâlniri și întotdeauna am fost primit așa ca într-o familie, m-am simțit întotdeauna fata lor, ne-a adoptat, cam toți ne-au adoptat pe noi ca și cuplu și era destul de ciudat în fața unor oameni care pe noi ne respectă pentru ceea ce avem, chiar înainte de căsătorie vorbesc, să nu păstrez ceea ce avem atât de valoros și de frumos și să zic, să dau cu piciorul la cea mai mică greutate, pentru că din păcate se întâmplă. Observ asta și la tinerii cu care eu lucrez, sunt mult mai egoiști,
e un semn totul celălalt să se adapteze, să se adapteze, să înceapă să meargă pe drumul meu. Ori chestia asta nu merge. Pentru că eu am drumul meu, mi-l doresc pe acest, ca acest drum să fie al meu, dar dacă lui nu-i priește și nu putem să conlucrăm și să mergem împreună pe același drum, e clar că se ajunge la o despărțire. Dar mulți își scot în evidență mult prea mult această latură a egoismului și spun ori e ca mine, ori nu e deloc. Și atunci mulți la prima piedică rămân la eu nu e... nu da. E deloc și de aceea înțeleg. Cred că mulți tineri aleg să se despartă. Apoi se reîmpacă mai târziu. Pentru că își dau seama, se întâmplă. Da, voi aveți și mulți fini, dar înainte despre asta, spune-ne două vorbe, Aurelian. Apropo, fără să-ți dai seama, ai ajuns exact unde vreau să ajungă această fotografie. Este făcută când noi am fost nași, pe 7 noiembrie, cu un an înainte de a se naște Dora. Așa. La Galați, la finii noștri de suflet, la Florentina și Cristian Dăscăliuc. Deci ați ajuns să fiți nași și la Galați. Am ajuns să fim nași la Galați, la un prieten foarte bun de-al meu, care are o soție absolut splendidă. Și mi-aduc aminte că a doua zi după nuntă stăteam cu finul, fetele între ele, băieții depănau deja amintirile serii trecute și... Ziceam, și acum să vedem care dintre noi va reuși să își lase soția gravidă. Nu să-și cred. Lase soția. Ce vorbesc, băi, da. Care, ce facem care ar fi primul? Care rămâne primul? Și eu am zis, ar fi frumos ca anul viitor, pe 7 noiembrie, Monica să nască când faceți voi un an de la nuntă. Da. Și cu un an mai târziu, Monica năștea natural. Da. Cred că a fost o, pur și simplu o vorbă spusă la... a doua zi la potroace, cum se spune. La relaxare. După... La relaxare, da. Și iată când că se providența... trezeau din mahmureală, că băuseră prea mult. Da, ai avut și... gura aurită, deci cum se zice. Deci un an, Aurelian, na, ce să zic, de cu toate că mi se trage de la nume. Un an mai târziu Monica năștea și îl sunam pe Cristi să-i spun la mulți ani pentru un an de la... Ce face Monica? A născut. Wow. Nu cred. Știi când și ai aveți zis? Finuți da. Mici de la cum? Ei? Încă nu. Încă nu. Încă nu. Dar uite, vorbeam despre fini și mai devreme despre felul în care poți sau nu poți să rămâi pe același drum, știu eu, câțiva ani sau poate o viață întreagă. Când se întâmplă că voi nași fiind să aveți fini care sunt în dificultate, sunt pe punctul de a se despărți sau chiar s-au despărțit, cum reușiți să manageriați? Vorbești de parcă ar exista cupluri dintre finii noștri care s-au despărțit. Oare? Da, nu, sunt și nu e singurul păi cuplu. Ce are e, sens e, să e cel celebru, cel de care da. Ne amintim cu toții, dar ideea este că ușa noastră e deschisă. Noi dar când e, am intrat, e greu, nu e noi simplu, când am intrat în viața lor, n-am intrat că am vrut noi. Da. N-au vrut. Și atunci am zis, aveți tot sprijinul nostru atâta timp cât aveți nevoie de el. Da. Cât vreți să vă ideea fim aproape. Ideea e că nici nu putem să impunem ceva unor oameni. Noi am intrat în viața lor când ei își doreau cel bine. Mai fericit da, moment da, da. Al vieții lor, nunta, și în general vorbesc de toți acum, și în cazul în care unii dintre ei au considerat că nu mai au ce să-și spună și nu mai au cum să meargă pe același drum, am încercat să avem o discuție când cu unul, când cu celălalt sau cu amândoi, fără să îi rugăm să facă vreo concesie, ci pur și simplu să se gândească dacă mai au într-adevăr niște lucruri comune pentru care pot trece merită peste. Să lupte, da. Fără să le impunem nimic. Dacă ei au găsit lucruri comune, au rămas împreună. N-au găsit lucruri comune, le suntem alături, fiecăruia... în general am rămas cu cei la care au rămas copiii. Da, în cred. General, pentru că uneori mai au nevoie de un ajutor, de stai tu, ajută-mă da, și pe da. Mine, dă-mi un sfat, o trimit. Deci cam așa. Cred. Și... Ia uite. Da. Ia uite aici. Tu te uiți aici la foto. Da. Da. Tu ai crezut că tu ai crezut că era geloasă pe tine. Că ai pus capul da. Pe umărul meu și a se da, uita. Da, 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 da. A avut momente da. De genul ăsta, Dora? A avut multe momente micuță, în care Dora a fost geloasă. Te da. Voia doar pentru ea. Tatăl ei aparținea, da. Ia uite. Am fost și prințul ei o perioadă. Noroc. O perioadă. Așa? Și cum îți spunea? Chiar așa îți spunea? De prințule, da, și eram căluțul ei fermecat, deci eram, aveam mai multe roluri. Noroc că ai o soție înțeleaptă. Da. De acord. Nu? Cred că nu e cea mai înțeleaptă femeie tânără pe care eu o cunosc.
O, mai am atât de mult până la înțelepciune. Citesc, da, lasă-mă să spun eu lucrurile astea. Le zic de ceva și îmi dau seama că încă mai am atât de multe lucruri de învățat. Păi, toată viața, cum se spune, nu avem de învățat și niciodată nu se termină. Dar eu te cred, dar tu mă minți. Eu nu te mint, eu chiar îți spun adevărul. Serios? Este, da, ce-ți spun acum pot să susțin prin dovezile pe care le avem, respectiv prin toate spectacolele pe care le-am jucat până acum. Hai cu să această vedem. Piesă. Hai să vedem că am câteva secunde. Așa, după care eu pregătesc ce am exact, adus. Să ne arăt și să ne spuneți mai multe, să ne dați mai multe detalii, că mai e un pic, mai e o săptămână, nu? Și exact. Se întâmplă la Teatrul Național. Da. Rămâneți. Atenție, eu vin cu Focus. Bună! Cu Coco, salut! Te rog! Fetele lui tata sunt pregătite. Doamna Isabel de Rompon la fel. Băiatul ăsta mare puțin și îi rupe pe toți. Atenție! Eu vin și cu Focus și cu Papagal. E vorba de prima producție a noastră ca și companie de teatru, compania de teatru Concordia. Producători! Producători, da, pentru că avem atâți ani de scenă și atâta experiență încât putem face asta la fel de calitativ ca orice apariția noastră de până acum. Grozav. Așa că am decis acum 2 ani de zile, în 2019, în februarie, să scoatem premiera acestei piese de teatru, care este o comedie absolut spumoasă, în 5 personaje. Lunea viitoare îi veți vedea pe Cosmin Vujeu, se vede cel care stă cu capul așa, jos, așa. Să stea în picioare. Domnișoara în dungi, Alexandra Sălceanu, cea din spatele ei, Letiția Vlădescu, eu și Monica Davidescu. Lângă noi, în afiș, este și Anca Dinicu, pentru că noi am făcut premiera cu Anca Dinicu și Anca joacă în continuare în spectacol, dar ea a fost o perioadă mai lungă la filmări pentru Netflix, în străinătate, chiar m-am bucurat foarte mult pentru ea. Și mi-a zis, zice, nu anulați spectacolele, știu eu pe cineva care poate să... Și am făcut repetiții cu Letiția și a intrat Letiția, așa cum joacă când una, când cealaltă. Pe 15 la luni. La cât de multe spectacole avem. Da. Da, apropo de asta, luna asta, noiembrie, că iată, au început deja, nu se prefigura să avem o lună grozavă. Câte spectacole aveți în noiembrie? Maxim unul. Eu. Acesta. Acesta. Da. Și tu, Monica? Eu am mai multe la Teatrul Național, pentru că am și spectacole de la Teatrul Național. Din păcate și la Teatrul Național au fost câteva spectacole care s-au anulat sau au fost înlocuite cu alte spectacole, pentru că și acolo au fost câțiva colegi, fie din tehnic, fie din partea artistică. Aveți director? Nu? Aveți? Avem director interimar acum, domnul Onisei, care oricum îl seconda pe domnul Ion Caramitru, Dumnezeu să-l odihnească, în direcția teatrului. Mai întâi să se lămurească apele și vom vedea ce va fi. Cert este că nu trecem printr-o perioadă ușoară. În momentul în care au fost câțiva oameni care s-au îmbolnăvit, deja ni s-au făcut trasee la teatru. De fiecare dată când avem spectacol, venim și ne testăm, chiar dacă cei mai mulți sunt vaccinați. Mai întâi ne testăm, cu testul rapid ne testează asistenta, după care intrăm fiecare pe culoar și fiecare în cabina lui. Deci socializarea s-a redus foarte mult. Se face prin perete, cu paharul sau direct pe telefon. Noi nu mai testăm varianta de spectacol la public, pentru că știm că de 2 ani de zile o jucăm cu sală plină, acum în condițiile de față 30%, și cu oamenii care râd de la început până la sfârșit, pentru că e o comedie spumoasă. Așadar, pe 15, lunea viitoare, la Sala Studio Teatrul Național, la 7:30 seara. Da, trebuie doar să le spunem că avem o capacitate redusă de 30%, că asta e. Să sperăm că până atunci, cine știe, vor 50%, mai băgăm niște locuri la vânzare, mai pot veni niște prieteni. Și că se cere certificatul verde la intrare, adică dovada că au trecut oamenii prin boală sau că au fost vaccinați. Acestea sunt regulile, absolut, nu le-am făcut noi. Cu toate că ne mai trag de urechi oameni care, dar și noi vrem, eu n-am cum să mă vaccinez, sunt bolnavă. Da, da, da. Și ce mai ai acolo, Aurelian? Mai am ceva, pentru că tot avem, vorbim de cupluri care sunt rezilient, dragul rezilient, meu. Rezilient. Da. Păi nu e la modă? Nu avem noi planul deci eu, de reziliență? În end, nu am terminat decât corigent.
când am fost în clasa 7-a la muzică, în rest rezilient. La muzică. La muzică, am rămas cu la muzică și în clasa 4-a am dat afară serios? Din corul chiar școlii. S-a întâmplat asta? Da. Și te-au și dat afară da, din corul. În clasa 4-a cântam cel mai fals din tot corul de 20 de copii, ne-a luat pe fiecare în parte și când a ajuns la mine mi-a zis: "Tu, Cornel, de mâine nu mai vii." Și pentru mine a fost o bucurie că mi-a plăcea fotbalul. Neștiind că niște ani mai târziu, nu mulți, mă apucam de... Așa. Și pentru că avem acest cuplu, am zis să facem și o surpriză oamenilor din toată țara, să divorțăm. Da, să divorțăm într-un stil... De aici a pornit povestea asta, pe care v-a trebuit, nu exact, să dați explicații. Am văzut nu știu câte site-uri cu explicații, divorțat sau nu divorțat. După textul dăruit de Ion Lucian. L-a primit Ovidiu Cuncea de la maestrul Ion Lucian, acum 15 ani. Minunat. Ceva de genul, da. 15-20 de ani și am ajuns să punem în scenă această piesă în trei personaje. Cine sunt eu în această piesă? Amantul. Amantul. Da, asta e frumos, că oamenii vin în sală, văd o poveste. Cât de tare e asta să ai în același nou bărbat și soț și amant. Da. Da, oamenii văd o poveste, intră în subiect pentru că este un spectacol... cu interacțiune cu publicul. Așa. Dar în mintea lor nu se poate să nu existe și legătura mea cu Monica de din afara scenei. Corect. Și atunci este o contradicție între ceea ce se întâmplă în scenă și ceea ce știu ei despre noi. E o altă piesă minunată pe care am jucat-o până acum de câteva ori și pe care abia aștept să o repunem în scenă. Da, știi de ce? Pentru că în textul piesei soțul face o propunere pe care în general spectatorul ce mai... Vezi că greșești ce cu propunerea. Păi când vii la teatru o să vezi. Greșești. Spectatorul în gândul lui spune greșești cu propunerea asta. Într-un final, cumva soțul renunță la propunere și atunci cumva spectatorul ar trebui să ierte cuplul și cuplul să meargă mai departe, așa. Pentru că așa ar fi. Dar în momentul în care vine amantul, spectatorul schimbă părerea și zice: lasă-l domnule, să rămână cu amantul. Nu te întoarce acum la calitatea noastră de naș. Păi ce exemple dați voi, finilor? Nu, te rog, rămâi acolo. Ăla a fost un subiect da, exact. Da? E un subiect de teatru. Nu pot să amestec lucrurile. Corect. Nu, încerc. Dar mă mai gândesc, dacă s-a întâmplat vreodată să puneți cumva pe locul 2 căsnicia, este grea. Aurelian? Nu. Căsnicia? Consider că căsnicia... În căsnicie doar primii 50 de ani sunt mai grei. Testul. Mie îmi place să spun tot timpul când zic căsnicie, să pun accentul pe S, căsnicie. Că, să nu rămână cineva. Căsnicie înseamnă ceva, da, să te căzni. Da, exact. Să duci mai departe. Deci nu. E grea căsnicia? E grea, este ceea ce ți-ai făcut cu mâna ta, ți-asum, da? Dacă ți-ai dorit ce ai spus la bine și la greu. Trebuie să fii în rândul lumii, nu spune lumea așa, că la un moment dat trebuie să fii în rândul lumii. Trebuie să fii în rândul cu ceea ce simți tu, vis-a-vis de bunul Dumnezeu și cu promisiunile pe care le-ai făcut în fața lui atunci când ai jurat. Consider că nimic nu e mai important decât familia și că restul vin și vin ușor atunci când acasă ai liniștea de care ai nevoie și ai ambientul ăla de care ai nevoie ca tu să poți să te produci ca artist vis-a-vis de meseria pe care avem noi așa cum trebuie și cum îi stă bine unui artist. Să fie credibil pe scenă și înfipt atunci când urcă pe scenă. Monica, și să nu trateze superficial scândura pe care urcă. E grea? Căsnicia? Acum vreau să-i descurajez pe tinerii care spun: mamă, ce mișto e să fim tot timpul împreună. Da, are momente grele. Are momente când trebuie să treci peste anumite oboseli, să treci peste anumite lucruri pe care ți le-ai dori atunci, să micile... E mult dacă spun compromisuri, dar micile compromisuri în familie, în așa fel încât să meargă bine totul mai departe. Mai departe, exact. Că poate astăzi eu n-am chef să mă îmbrac frumos, să mă machiez și să merg la o zi de naștere a unei persoane pe care eu nu o cunosc, dar pe care la care el își dorește să mergem și să... Chiar n-am chef. Am ceva de învățat, trebuie să gătesc, am temele de făcut cu fata, sunt multe lucruri pe care nu vreau să le las. Și atunci cine cedează? Și atunci cine cedează? Și cu toate astea,
își găsește timp să-mi spună poți să mergi și singur. Da. Și atunci trebuie să găsești variante. Așa. Poți să mergi singur dacă vrei, dacă e nevoie de prezența mea. Mm-hmm. Îi dau. Dacă e nevoie de prezența mea și toată lumea vine acolo cumva însoțită, împreună. Adică să nu te simți tu stingher că ceilalți sunt toți în cuplu, atunci găsim o soluție. Și găsesc repede ceva de îmbrăcat, mă machiez, mă coafez și chiar dacă poate întârzi. Mâncarea poate să semne alo, vrem și noi la adresa cutare? Ei, mâncarea mai înseamnă și o omletă rapidă, nu trebuie neapărat să faci ciorbă. Nu plecem bufnată. A, nu, la asta mă gândesc, că dacă n-are chef și are o grămadă de lucruri, cum poate pleca de acasă bine dispusă? Nu, am plecat mai tensionați, în schimb, alte dăți, spunem? Aici, țineți tu tensionați, aici pot să spun că și viața noastră profesională ne ajută, pentru că se întâmplă de foarte multe ori să nu te simți bine înainte de a intra în scenă. Am intrat odată cu o gaură într-un deget cât casa, pentru că făcusem o operație și eu am crezut că o să-mi ia un pic pielea și mi-a luat tot buricul degetului și nu puteam să merg și totuși am intrat în scenă și am făcut Chicago, am jucat Chicago, dar dansând și fără probleme. Durerea trece. În momentul în care ai intrat în scenă, nu mai ești tu cel care vii cu durerile tale. Da, indiferent de veste și de starea și prin care treci. Personajul n-avea durerea la picior. Da. Și atunci și în viață cumva, nu? Te mai cumva, ajută. Domnule, am acest lucru de făcut, e de distracție, intrăm în scenă la distracție. Și am gata, înțeleg. Restul nu mai contează. Dar să fie de adevăratele, să nu simtă ceilalți că... Da, de adevăratele, râd. Au fost momente și mai grele prin care am trecut și când am urcat pe scenă, s-a uitat. Cred. Că nu ni s-a întâmplat numai nouă acest lucru. Se întâmplă... Cred. Absolut. Ziceați de tensiune. Așa, ai tensiune, ținut-o. Păi nu, am ținut-o și am zis să spun ca să nu zic că te... A zis că ne spune și nu ne-a spus. Bine, nu știu câte minute mai sunt, dar sper să îmi spui că mai sunt multe. Mai avem 15. Puțin. A, da? Tensiunea a fost atunci când ne pregăteam să plecăm la o petrecere și eu eram gata, iar zice întâmplător, erai gata înaintea mea, ar zice ea. Total întâmplător. Și simțea că din atitudinea mea, deși nu spuneam niciun cuvânt, o presam să se pregătească. Așa. Dar eu nu fac așa ceva. Numai că are senzația că tot timpul felul în care merg pe lângă ea sau când fac de lucru... Cum respir special, chiar. Da, exact. Da. Asta în cazul care să se grăbească și mea. Să-și greșească machiajul sau, nu știu, rochia sau fermoara. Așa. Total, întâmplător. La mine n-a existat niciodată așa ceva. Eu sunt un tip foarte calm, sunt geamă. Și nu pui presiune deloc. Never. Mai bine, hai că sunt spectatorii acolo, telespectatorii, și vor să le dăm ceva din casă. Dar apropo de asta, în general... Eu v-aș eu da sunt... o canapea și două fotolii. Aș vrea să schimbăm un pic. Chestia cu spectacolul începe la ora 7, eu trebuie să fiu gata la 7 fără un sfert, fără niciun fel de dubiu. Da? Machiată, asta coafată, defect profesional. Defect profesional. Așa e și la mine. La ce oră plecăm? Dacă îmi spui ora la care noi plecăm din casă, eu încerc să fiu gata cu măcar 5 minute înainte ca să-mi pun pantofi și să plec din casă. Așa. Și în general mă țin de ora aceea. Doar dacă știu că se poate, știi cum sunt evenimentele, spre exemplu, vă invităm la 7, dar de la 7 la 8 este intrarea, exact. socializarea și intrarea și am zis, ok, aici putem jumătate de oră. Deci știu marja. Cumva, cum avem marja. Dar de obicei el este cel care întârzie. Așa? Cel, da. Și mai mult în oglindă decât tine. E liniștită că recuperăm. În general, el are toate sacourile acasă. El are toate cămășile acasă, toți pantalonii, tot, și deschide două dulapuri, sunt multe, asta se potrivește cu ăsta. Și lui e mai greu. La mine mi-e mai simplu. Eu apelez la prietene, designeri. Să știi că și astăzi și vreau să o salut foarte pe frumoasă. Irina. Irina Caia este cea care astăzi mi-a dăruit această rochie ca să o port la tine în emisiune. Și o piruietă. O să fac o fotografie după aceea. Ca să nu stricăm aici, mai cade microfonul, îmi zice domnul de la sunet. Ce-a făcut? Ne-a strigat la valiera. Așa? Țin la partea tehnică. Deci și, la tine zici că e mai simplu deci decât la Aurelian. Teoretic, pentru că practic dacă eu vin la tine, încep pregătirea acestui eveniment cu o săptămână înainte. Sun, cine, ce, cam ce fel de eveniment, cam așa. Seama. Ne întâlnim, merg la Irina. Absolut. Sau mie la Elida. Mie nu mai să-mi fac părul, îmi place culoarea părului tău.
Și mie îmi place culoarea părului tău. Da, suntem obsedate de culoarea asta. Știu. Da, îți dau după aceea tonurile. Da, și chiar sunt curioasă să văd dacă într-adevăr este acel ce folosesc eu. Da? Da, de ce? Pentru că e o combinație. Îți dau după aceea tonurile. Părul Doamne, dacă ai ști, Monica, spune-mi păr... tu, de câte ori te-au întrebat pe Facebook, pe canalele de socializare, nu, telespectatoare, admiratoare, ce culoare folosești? Da. Ce culoare niciodată folosești? N-am fost întrebată. Eu am fost întrebată de multe ori, dar nu pot spune asta normal pe post, că nu are niciun sens. Însă am... Mie mi-au plăcut televizoarele alb negru. Mie mi-e foarte greu să găsesc această culoare. Mi-a nimerit-o odată un băiat de la salon. Mersi, Lucian, te salut. Și de atunci, am încercat, i-am spus, eu i-am spus așa, zic, măi, cum să spun eu ce vreau? E, aici e prea blond, uite, șuvițele alea le-am mai avut la un moment dat din fotografia. Nu astea. Aici aveam, mă făcusem brunetă. Că era aveam mai eu... închisă, da, mult închisă. Aveai nervi. Trebuia. Aveai nervi și te-ai făcut brunetă. Trebuia pentru un rol. Hai că am început să vorbim despre culoarea părului, deci am monopolizat. Da, okay. Băieții mai vorbesc de fotbal, se mai întâmplă. Oh, da. Și niște bigudiuri. I-am zis, zic, nu știu cum să zic, aș vrea așa când tu bei coniac, da, e, dacă te uiți la un coniac în soare așa și la pahar, aia e culoarea pe care o vreau eu. S-a dus omul, a cumpărat o sticlă de coniac și a pus în pahar, a așteptat soarele. Ce, da, cred că știu. Și a făcut niște combinații. Da. Și de atunci mi-a păstrat combinația. Ne-am mai întâlnit, apoi mi-am mai schimbat culorile de multe ori. Și ne-am întâlnit la schi într-o iarnă. Și dăm combinația. Vezi că nu mai știu combinația. Da, gata, știu și eu. Acum doi ani. Doi ani, trei ani, nu mai știu. Pe și pârtie. Mi-a dat combinația. Pe pârtie. Deci pe pârtie atunci ai aflat secretul. Ai aflat combinația. Deci de-aia spun că ți-o dau. Aurelian, ce-ți place cel mai mult la soția ta? Hopa, are și întrebările capcate. Și când se enervează, are părțile ei care îmi plac tare mult, pentru că atunci când se enervează, eu știu să tac. Și am învățat să tac și asta o enervează foarte tare. Și vecinii zic, hai să nu ne mutăm aproape de ăștia, nu? Păi de-aia stăm în câmp. Ce îmi place tare mult? Îmi place, uneori nu-mi place că e prea... strictă. E prea legată de tot ceea ce face atât de mult încât nu știe să-și dea singură o pauză. Restart. Ce îmi place este că e de o seriozitate și de o competență pe ceea ce știe să facă și de asta nici nu se bagă în alte domenii. Ce, domnule, eu sunt bun acolo, acolo vreau să excelez. Și excelează fără greutăți pentru că știe să facă. Îmi place că e o agendă deschisă pentru mine. E o secretară neangajată. Este o... E mai mult decât eficientă. Secretară neangajată. Paranteză. Ah, Monica, vezi că m-a sunat. Avem nuntă pe data de... Notează tu. Cum deleagă competență soțul tău? Notează tu. Și atunci eu trebuie să am agenda. Îți dai seama că dacă soția ta și-ar dori să candideze, poate... nu știu, la un post, mai mult decât se întâmplă. N-o să mai beneficiezi de toate aceste aspecte. Asta este o parte a ceea ce spui tu. Dar eu, dacă îi devin ei șofer, ea candidează, câștigă, eu șofer pot să ajung ministru la un moment dat, că se poartă. Acum, dacă te mai recomandă și ea, corect, ai putea. Eu pot să spun doar că eu nu-mi doresc decât să joc și să îmi fac spectacole, pentru că la asta mă pricep cel mai bine. Deci de candidat... Eu îmi doresc să-i cânt ca să joace. Pe lângă spectacolele de teatru pe care bine, aici ar putea să înțelegem și altceva, că ea joacă cum cânti tu. Ei, cam, da, aici... Ce frumoasă e limba română. Trebuia să le aducem și imaginile în care dansam pe piesele tale. Da, dar apropo de ce ai spus cu organizare, am început întotdeauna de jos și când am făcut un spectacol în care eu am strălucit, am știut exact și cine spală pe jos și cât de greu este celui care face luminile și cât de ușor este celui care ridică cortina și cât de simplu este celui care are doar o replică la sfârșit și cât de greu este cabinierei. Deci cunosc meseria mea în toate laturile ei. De aceea am zis că n-aș vrea să o trădesc și să rămân în continuare să-mi fac ceea ce știu eu. Dar un dans mai faceți? Un dans? Un dans, așa.
Mai e câte o petrecere, câte o... Nu că v-aș invita aici, dar e spațiul ăsta cam mic. Nu ne ajunge la cât de bine dansăm. Aș vrea să vedem o secvență. Aș vrea să vedem o secvență cu Aurelian, Monica. Ia uite ce avem noi aici. Nu cred. Paula, vai, îmi pare rău, te uiți, sper. Cu sunet, dacă se poate, să auzim și noi puțin în platou. Deci Aurelian cântă și, uite, vezi, în spate sunt dansatoarele acestei minunate domnițe, Paula, Mitru, Nicolae. Sunt fetele care acum 4 ani de zile îmi făceau acel, o parte din fetele care făceau acel flash mob pe Of ce doare în Parcul Tineretului, unde Paula era coregrafă. Da. Și uite ce au crescut fetițele care aveau 12 anișori, 10, 11. Da, acum toate erau la 16, 17, dar n-au uitat. Dar uite cine e între ele în spate, imediat când se mărește cadrul, când mă duc eu să iau telefonul. Cine e între ele în spate, în partea dreaptă a ecranului? Cum mai sper că cine? Doamna Davidescu. Da, Monica era. Roșii. Înflorată. Aurelian, e adevărat că vă jucați în piesele de teatru? Nu știu dacă în toate astea în care voi sunteți producătorii cu nepotul tău? Cosmin, ești iar nepotul meu. E nepotul tău. Da. Este băiatul surorii mele, pe care nu l-am încurajat nicio secundă să dea la teatru. Sora mea chiar l-a trimis către o facultate tehnică. De administrație publică. Groaznic. Da. Aoleu, și... nu ce groaznic, sunt atâția care fac facultatea pentru asta. Pentru el, crede-mă, n-a făcut-o. S-a înscris. A depus dosarul. A ascultat-o pe mama. Noi l-am chemat în București să stea cu căței noștri, pentru că atunci am plecat în turneu cu filmările de la Lidl. Și de la un lanț de magazine pentru care am fost imaginea, asta e. Și am plecat vreo 6 săptămâni și am zis, cineva trebuie să stea cu căței 6 săptămâni, n-avem ce face. Și l-a venit în București și am zis, stai așa, zice că eu dau la teatru. Și s-a dus în perioada respectivă, s-a pregătit, s-a dus și a dat la teatru singur-singurel și a și luat. Și n-a dat la particular, a dat la stat. Și când a auzit sora ta, când a auzit mama lui, știi ce a zis? Mimi, te uiți, a zis, acum trebuie să crezi 2 porci cu 2 actori în casă, îți dai seama cât, cât avem și că e greu să-ți găsești de lucru. Dacă nu spui, îți dai seama ce se înțelege. Mimi stă la breaza. Are curte, avea porci. Da. De-aia a zis, o să crezi 2 porci, nu? Adică trebuie să muncească și mai mult. Da, da, da. Nu, de-aia se s-a gândit prin prisma omului care vede cât de greu cât de greu se fac angajări în teatru acum. Sunt foarte mulți actori tineri. Când o să crească și Dora, nu? Dora face mâine 11 ani încă o dată. Și pe mâine 12, că va trece anul ăsta așa de repede. 18, da? Iată, o luați și pe ea dacă își dorește, nu? Și vă-ți face deocamdată, crede-mă, o piesă, ea trage spre actorie. Mama, tata, nepotul, fica. Sunt piese care sunt scrise. Dar tu văd că zici nu. Da, eu nu o încurajez. Eu i-am deschis ușa fără să vreau, pentru că am luat-o cu mine la cursurile pe care eu le țin pentru copii, inclusiv la Paula, Mitru, la Muvart. Ei îi place în vacanță în Bulgaria și asta e da, știi? De-aia. Și ea stătea pe margine și desena până la un moment dat când vine acasă, măi, mamă. Așa? Nici nu merita să câștige ăla jocul, pentru că fii atent că celălalt a greșit când... Deci era foarte atentă de fapt la jocurile conectată. Cu copiii care erau cu 2 sau 3 ani mai mari decât ea. După care ea a vrut să vină și apoi la un moment dat a zis, eu nu mai vreau la tine la cursuri, că mama, am zis, perfect, total, corect, de acord, nu vreau. Și a zis, mă duc la Cosmin. Oh! Și s-a dus la Cosmin, la cursuri, că el are cursuri, era făcut și în școală, să fie profesor de dezvoltare personală prin teatru. Și iată că au făcut un spectacol, în vara deci asta au făcut Aladdin. Deci are aptitudini vocale, are ureche bună, are ureche bună, cântă bine. Deci trebuie să căutați o piesă în care place, aveți nevoie și de un personaj culoarul, copil. Nu-i place culoarul ăsta, îi atrage spre actorie. Aici la personaj copil te-aș cam... A trecut perioada prea repede, pentru că ea a crescut foarte repede, este cât mine de înaltă, purtăm același număr la haine. La vârsta la care copiii, colegii ei ascultau cântecele de copii... E clar, îți ia pantofii. Ea, păi ce să mai a trecut, trecut de mult, are 39 la picior la 11. Mi-a luat pantofii, dar doar în clasa 1 și a 2, după care gata, a trecut perioada. Are 39, mama, dragilor, Monica are 37. Da. E clar că pe 15 noiembrie mergem la teatru. Știi ce înseamnă? Dacă ne-am ajuns la final. Da, mai spunem o dată ca publicul
Spune-ți, cel de 30%, nu? Cel da, care reușește să vină. La Teatrul Național, la Sala Studio, luni 15 noiembrie, la ora 19:30, la spectacolul Eu te cred, dar tu mă minți. Avem biletele puse în vânzare pe MyStage și pe iabilet.ro. În general, paginile noastre de Facebook, de Instagram spun totul despre noi, da, în sensul că acolo postăm tot ce avem profesional și mai puțin profesional, adică din viața de familie. Mulțumesc tare mult, mă bucur tare mult că ați fost aici și noi îți mulțumim, te așteptăm la spectacol. Sper să poți. Așa e, emisiune scurtă, n-am mai făcut nimic. Și mâine să aveți o petrecere, nu? Va fi, va fi o petrecere cu doar 5 copii. Mergem cât în parc, poate, pentru că da, nu putem cât altfel. Se poate. Trebuie să sărbătoriți. Da, o sărbătorim, dar în aer liber. La mulți ani, să ne revedem cu bine. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem mâine de la ora 15 cu doamna profesor universitar Luiza Spiru. Toate cele bune. Pe mâine!